spunea cineva, vrei să-ți spun cum va fi viitorul tău în următorii 10 ani sau dacă nu te schimbi, vrei să spun cum va fi viitorul tău? Dă voie să stau cu tine de vorbă numai 10 minute și am să spun ce viitor vei avea. De unde își dădea seama? Pentru că stând, când stai cu de vorbă o persoană, să zic, câteva minute, îți vei da seama din vocabularul lui dacă binecuvântă sau blasfemă, dacă bârfește sau vorbește de bine, dacă doboară, dacă ridică sau dacă doboară, dacă încurajează sau descurajează. E foarte important. Păi dacă tu semeni numai lucruri negative, dacă semeni lucruri rele și blesteme, la un moment dat aia vii cu lege. De aia e foarte ușor de a-i citi viitorul cuiva sau acum nu mă înțelegeți, nu din punct de vedere a ghicii. Pur și simplu, după cuvintele lui, poți să spui ce viață va avea. Poate întrebi de multe ori de ce nu-ți merge bine, de ce nu ești fericit, de ce ești obosit tot timpul, de ce ești frustrat. Păi dacă tu, tot timpul în gura ta, numai cuvinte de genul ăsta, vai de capul meu, usătul de tot, de lumea asta, nu sunt bun de nimic, sunt grasă, nu sunt frumoasă, sunt frustrată, tot timpul declar lucrurile astea asupra ta. Cred că ești cea mai proastă din școală, cred că ești cea mai urâtă din școală. Sunt dată atât, nu pot să spun. Sunt la mama atât, să mă ia iară, să moară mama. Păi când aud cuvinte de genul ăsta că să moară mama, nu mai spune lucruri de genul ăsta să moară mama. Nu mai spune lucruri din astea omul, pentru că femeia aia ți-a dat viață. Femeia aia, înțeles, s-a chinit pentru tine să-ți dea o educație. Femeia aia te-a purtat pe școală. Femeia aia tu de care spui că să moară, da, poate spui că așa e vocabularul tău. Păi așa e vocabularul tău, pentru că ce este în inima ta, din inima ta aia iese. Pentru că spune, și o să ajungem un pic mai încolo, să vedeți că ce este în inima noastră, aceea va ieși din gura noastră. Sau spui, sunt un distrus, sunt un ratat. Sau foarte mulți părinți, din păcate, declară lucruri negative asupra copiilor lor și spun, ești cel mai prost din școală, nu ești bun de nimic, ești puturos, nu o să fie nimic de capul tău. Și de fapt tu nu știi că în momentele alea declari sau prorocești aceste lucruri asupra copiilor tăi. Părinților, nu mai declarați lucruri negative asupra copiilor voștri. Și o să vă dau un exemplu foarte frumos să vedeți ce înseamnă atunci când tu declari, sau o istioară, o să vă spun mai târziu, când declari lucruri pozitive asupra copiilor tăi. Nu mai spuneți lucruri negative asupra copiilor voștri, pentru că ceea ce seamănă în el, la un moment dat, aia se va vedea. Poate spui un cuvânt rău sau urât asupra cuiva sau asupra copiilor tăi și pe urmă spui, scuze, n-am vrut să spun asta. Poate spui, du-te, nu știu cum, sau vorbești, scoți o vorbă extraordinar de urâtă asupra unei persoane și după aia spui, scuze, mă, n-am vrut să spun asta. Ba, exact, aia ai vrut să spui. Numai n-ai vrut să se audă. Dar, de fapt, asta era în inima ta cu privire la acea persoană. Și v-am spus, părinților, încetați a mai spune lucruri negative asupra copiilor voștri. Din contră, ridicați, ajutați, pentru că ei nu au de unde să știe lucruri pe care dumneavoastră ați vrea să le știe. Pentru că ei sunt micuți, nu se pot ridica deocamdată la nivelul vostru. Spune cuvântul Dumnezeu că din prisosul inimii vorbește gura. Și cum spuneam mai devreme, că spui un cuvânt negativ asupra unei persoane și după aia spui, vai, n-am vrut să spun asta. Dar uitați ce spune cuvântul Dumnezeu în Luca 6:45. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui. Dacă inima ți-e bună, gura îți va vorbi lucruri bune. Iar omul rău scoate lucruri rele din vistiria rea a inimii lui. Dacă inima ți-e rea, din gura ta vor ieși lucruri rele. Căci din prisosul inimii vorbește gura.